ajutăm un grup de firme din Codlea să dăruiască. Și pentru că 200 de familii sunt chiar multe, cineva trebuie să ajute să împarte pachetele și s-a început la Fundația Rafael cu 30 de persoane cu dizabilități care s-au bucurat când au primit pachetele de la Moș Crăciun. Batem la poartă și dăruim din suflet. Mulți oameni au nevoi mari în orașul ăsta, în iarna asta. Lista este întocmită de oameni care știu familiile și care au ales cu grijă să ajungă lucrurile exact la persoanele care au nevoie cel mai mult de ele. Dar voluntariatul nu e o chestiune foarte obișnuită în ziua de azi, sau nu știu, de ce, cum credeți că ar trebui să fie din ce în ce mai mulți oameni să se ofere voluntar? De ce? Poate având modele în fața lor, se va lua, știți? Treaba asta este foarte frumoasă și odată ce te-ai implicat, pe aceea nu mai poți să te lași. Începe să-ți placă. Noi suntem niște oameni de bine care am strâns niște produse de la anumite firme din Codlea, firme generoase, că nu sunt prea multe în Codlea, și vrem să ajutăm anumite persoane care au neapărat nevoie de ajutor. Apropiindu-se sărbătorile de Crăciun, au nevoie și de anumite produse, de anumite pregătiri pentru această mare sărbătoare și fiind generoși noi cu ei, cred că și Dumnezeu va fi generos cu noi. A fost un an foarte plin. Nu știu dacă am făcut noi pentru ei, dar au făcut ei, în schimb, pentru ei. Au avut multe activități, pe lângă terapie ocupațională, care îi ajută să-și dezvolte toate abilitățile și în primul rând stima de sine. Am reușit produsele realizate de ei, dar am reușit și o piesă de teatru să învețe rolurile și să prezentăm piesa de teatru chiar în locații destul de frumoase sau importante, nu știu cum să numesc. Am fost la București la sala radio de ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Brașov, deci au prezentat piesa de teatru. Și atunci, pentru efortul lor, ne-am gândit să le pregătim o mică surpriză astăzi, să le facem o observare și cu câte un pachetel ca să-i stimulăm mai mult. Pentru anul să aibă și mai mult elan și mai multă parte de viață. Și s-a alăturat cu suflet și ne-a ajutat, deci pe lângă pachetele ce le-am pregătit noi. Astăzi am aflat surpriza oferită de Asociația Cătălin Montean, împreună cu foarte mulți alți sponsori, colegi de-ai lor, care am înțeles că ne ajută cu câte un pachetel pentru fiecare beneficiat și sunt convinsă că ei o să primească foarte bucuroși. Dar cum e? E așa ca un fel de Crăciun, o familie, ați putea să-l numiți așa? Da, este adevărat, pentru că noi și ziua de naștere a lor o petrecem aici. Deci e exact ca o familie, putem, chiar foarte bine ați precizat. Doamna Gheorghe Maria, un grup de firme din orașul Codlea dăruiesc la 200 de familii câte un pachetel. Ca să aveți de Crăciun din partea noastră. Vă mulțumesc. Crăciun fericit! Foarte mult și dumneavoastră, la toți, cu atenția care ne-a da, da, Namod Cadriana? Da, dragă. V-am găsit aici pe listă. Un grup de firme din Codlea, care sunt scrise aici, vor să vă ofere dumneavoastră un cadou și să vă ureze sărbători fericite. Vă mulțumim de tot. Poți, doamnă, niște produse de la niște oameni de bine din Codlea?
care doresc să aveți un Crăciun fericit și masa bogată, că așa e cel mai frumos. Foarte frumos, vă mulțumesc. Și... să fiți sănătoși, să vă trăiască familia. La mulți ani. Să vă dea sănătate, sănătate. Și să vă bucurați de ele, da? Băi, sănătate, să vă trăiască familia și să ne întâlnim și la anul sănătoși. Să dea Dumnezeu și să fie pace. Să dea Dumnezeu. La revedere! La revedere! Și vă mulțumim frumos și sărbători fericite la toți! Mulțumim și dumneavoastră la fel! Vă mulțumim frumos! Sărbători frumoase! Vă mulțumim și sănătate la toată lumea!